Oameni buni, fani, după aproape 2 luni de pauză, am reușit din nou să ajungem să ne dăm cu motocicleta. Ne-am pregătit fizic, ne-am echipat pentru iarnă, dar avem o toamnă sau chiar o primăvară. 10 grade la Cluj, probabil că și la voi în weekend este cald. Să sperăm că se va menține 2-3 zile ca să ne putem bucura de motocicletă. Am avut multe de făcut în perioada asta. Am multe surprize pentru cei care ne urmăresc. O parte știu că m-ați întrebat de ce nu am mai postat. Din simplu fapt că nu am mai reușit să ies. Am dezvoltat un proiect nou care sper să fie pe placul vostru, celor care mă urmăriți. Îl așteptăm și pe Flaviu Chira. Lucian i-a pregătit un cadou special la Flaviu, unui posesor și unui băiat în care curge în el sânge roșu, sânge de beta. Oi, am văzut și eu cadou. Domni, că și eu îmi ceva interesant. Ceva. Tu are ce aici, mă? Amicul canapeaua? Da, mă, că după aia să aveți un iesta vinț obosit. Salutare! Deci, în principiu, situația va fi, sperăm, bună. Mi este foarte dor să mă dau. Setup-ul de iarnă este pregătit, la sfatul colegilor care s-au dat săptămâna trecută. Mitas XT C19 Pro Golduri față spate. Hai Flaviu! Hai Flaviu! Hai Flaviu! Hai deci, băieți, în orice trupă știu că există băiatul ăla care întârzie cel mai mult și totdeauna zice că ne ajunge. Să vedem la ce ne ajunge. Dacă aveți și voi un trup, bă, băiatul ăla care dă timpul întârzi și trebuie să dați după el, scrieți numărul, numele în comentarii. Dacă eu în iac acum accelerat un pic, mă, că băiatul trebuie accelerat, mă. Stai. A, în iac, ovio. Ai indicat-o. Bravo. Ce e asta? Acum avem de împins beta, mă. De benzină. Asta merge cu benzină? Ce ați făcut, măi, tu? Nimic, mă. Oprește un pic, că avem ceva de discutat cu tine. Avem o surpriză pentru Flaviu. Pune. Felicitări. E un cadou din partea lui Lucian. Ne dorim ca și viitorul să aibă ce trebuie, nu ca tine. Mersi. Mersi, mă, mersi. La foarte tare. Vedeți? Să s-o renunțe la asta roșie, să și ai ce trebuie. Să vină Flaviu! Ei bine, credeam că nu e necesar să fim cu cuie, nu e necesar să fim cu haine termice pe noi, echipamente dedicate anotimpului de iarnă, dar se dovedește că ne-am înșelat și nu-mi pare rău că m-am echipat de iarnă, în oraș și mult mai cald, în pădure, nici nu s-a dezghețat și rădăcinile sunt super alunecoase, suprafața doar un pic e topită zăpada, restul până și pământul e complet înghețat. În ordine ca importanță pentru mine, vorbindu-vă la început despre proiectele care le-am început, o parte dintre ele le-am finalizat. Cel mai mare dintre ele a fost să reușesc să finalizez construcția casei și
Bineînțeles, am făcut loc în casă și pentru motocicletă. Am reușit să fac un garaj mărișor în care îmi doresc să fac activități de reparare a motocicletei și bineînțeles tot ce înseamnă filmări de așa mai departe. Da. Hai aici, mă, nu fi rău. E ok, lăsați-l. Lăsați-l, că nu. Nu ne face probleme, lăsați-l. Suntem prietenoși cu câinii. Mă pare faină asta. Da. Hai să dăm. Asta oare? Unde? Dar ce-o făcu oare? Scuze-mi! Stai că eram cu tri. Pot? Pot-o te ridici? Nu. Hai, papagalcă! După tine ne-am uitat că nu știam cine și-a lăsat motoreta în pădure. Pe drum drept. De nebun. Să vii prin pădure pe traseu și să găsești o motoretă care stă așa iurea, vă dați seama? Să nu știam ce s-a întâmplat acolo și când a venit Adi, am luat să-i dau drumul și eram cu trei și am omorât motorul numai. N-ai apă. Am apă. Un motor, zic. Am. Bă, mi-am pierdut ieri o cameră, mă. Mi-am pierdut, mi s-a desfăcut ăsta în ea. Hai, cine așa. După masă și mi-a picat camera. Și am Carminu? Și n-ai găsit-o, așa-i? Nu, da. Că ești prin zonă? Bă, eu așa cred, când am venit de acolo încoace, am simțit o bătaie așa, știi? Dar inițial am crezut că... Dar n-ai mers să te mai... Eu am căutat de două ori și a treia oară am găsit camera, mă. M-am uitat de două ori și astăzi de acolo, de la motocicletă, m-am dus până în capăt, tătă stol, l-am făcut-o pe jos, m-am întors pe unde am venit și am venit iară. Și nu e? Pare rău. Dacă o văd, îți zic, îți dai seama. Dar măcar să o găsesc, da. Să scot sticul, să fie am și eu cea mai scumpă. Mui după ea, ce să zic. Să am cea mai scumpă filmare din lume. Ce pula mea. Vin încolo? Nu mai vin, mă, că mă doare unul. Da. Na bine, omule, ne auzim, pa! Cu ele pe față, băieți și fete, în second de anul trecut. Liber! Am martor aici pe Lucian, e adevărat, Lucian? Adevărat, erau ruginite. Erau ruginite de anul trecut, le-am pus. Că am zis să fim ca și anul 2020, la buget. Face palma, Adi! Adi, numai la cuplu urcă cu 250. Flaviu, nu știu ce planul și-a făcut când a pornit acasă, dar bateria nu-i... O uitat, nu calculat faptul că la rece sau în temperaturile mai reci, bateriile au autonomie mai mică. Și el e undeva... Nu calculat că vine să dă coștea cu KTM-uri. Da, asta este partea a doua care e mai importantă puțin ca factor decisiv cu ce motocicletă ești. Adi, spune tu care e situația între Beta și KTM. Care să fie diferența? Păi să merg, de 3 minute. Uite, acum apare ceva roșu în pădure. Bineînțeles, urmărită de un KTM. Un 1.25, cam ala e nivelul lui Beta. După el. Beta 300 are nivel de 1.25. Da. Cross, că l-ai cross. Ce răi, băieți ăștia, și într-o zi, aici o să fie numai Beta. Hai, Beta!
Bravo, Flaviu! Hai! Cu ele pe față l-a ajutat! Bate palma! Bate palma! Bine, Flaviu! Față, nu! Băiatule, tu faci avalanșă de frunze și pietre. Hai că nu a fost rău. Domnul Lucian, felicitări pentru reușita de a face urcarea mai sus decât noi restul. Ce? Cred că va ajunge. Hai, Flaviu, până aici! Asta e challenge? Îl provoci pe Flaviu? Da, da. Flaviu, haide că ești provocat! Ca și copiii. Urcă. Urcă, că l-ai provocat. Cineva spunea mai de mult că diferența între copii și oamenii mari sau o diferență între copii și bărbați, să nu fac referire și la doamne, e costul jucăriilor. Și este posibil să fie dreptate în cuvintele lui. Nu face! Gata, vine Flaviu! Vine Beta! De ce ai venit cu tricul? Cât ai venit? Cu doi ai venit? Cu trei, cu doi. Cu pleazul-i fața, hai, cuie pe față, mă! Cuplează-i fața, că tu pe față ți-ai pus cu ele. Hai, mă, te mai dau o dată, mă. Flaviu ăsta. Băiat bun. Bă, nici măcar să te filmează viu, nu? Nici n-ai ajuns suficient de aproape să te recunoască lumea în cadru. Bă, de la prima vedeam nici nu te recunoască. Nu, dar nici nu-i. Adioare, ce intenție ai? Să cobor jos. Spus, nu pot să cobor. Ar fi evident. Pentru un număr de persoane. Înțeles, pe ea, nu... Așa se cobor. Da. Văd că ești full echipat. Outsider, S3, Acerbis, protecții. Protecție la protecție. Te-ai pus și tu, văd că eu acum. Da, dacă n-am beta... Dacă te-am, e necesar protecția protecțiilor, așa e? Da, da. Cum să dai drumul? Lecția numărul 3. Te poziționezi pe trasă drept, după care, în funcție de situație, spun Doamne ajută, lași fața liberă de frână și îi dai drumul. Hai că l-așteptăm pe Flaviu, care are o restanță. De acum, Flaviu. Haide ca și la concurs, Flaviu! Bine, mă! Nu mă încerc! Hai că e bine! E luată restanța cu un nou, e un nou! Hai să mergem! Ideea e să te distrezi, că oricum e competitiv sportul și performanță puțin fac. Așa, Lucian? Da. Ideea principală e să ne distrăm. Da, și să dăm după noi. Nu să facem neapărat performanță.
dați seama că au trecut pe aici 20 de oameni și niciunul nu a vrut să rupă crengile astea. La mine preferă să se apese, să pleacă jos și merg. No, acum să-i ajungem să băiești puțin. Blocaje, peste blocaje, mă. Nu am blocaje. Am găsit acolo la prima intrare. Ca și... ca și cum am căzut. Că nu mă intrăm în detalii. Da, și dacă mai țineți minte, vă spuneam de trecerea aceea. Ei bine, nici acum, după două luni, cât timp am făcut eu pauză, nu a venit nimeni să taie pomii respectivi. Și probabil nici nu va veni nimeni. Ne punem acolo în genunchi și revenim cu vlogul. Am reușit să trecem. Flaviu are tentative să mă stropească, nu știu, regulat se întâmplă lucrul ăsta. A venit și Dan. Dacă Flaviu intenționează să mă stropească. Și aș păstra distanță să nu mă, să nu rămân tot. Ești ok? Ar... stai să trec eu și să o las jos, Flaviu. Sau îi dai de acolo? Ce? Ce șanse aveai aici? Ăștia de top am văzut pe net că se chineau. Adică au ieșit greu de tot, băieți ăștia de top din Cluj, care sunt top la clasamente. Da, și acum vin băieții din topul de la coadă. Da, topul de la sfârșit. Sunt două topuri la Cluj. De jos în sus. Campionii locali. Care sunt campioni, nu degeaba sunt așa numele și suntem, suntem noi ăștia, restul.
Bă, la cum îl văd pe clapa, ar vrea să treacă la campionii locali, bă. Auzi, Lucian, ce zic băieții? Ce? Nu mai încerca, că ai cuie și nu mai ai pe ce da vina. Ai cuie și nu mai ai pe ce să dai vina, nu mai încerca. Astăzi foarte lucruri foarte spectaculoase, n-am ce să vă arăt, decât... Da, am eu două. Are Adi două. Ce se vede? Ce spectaculos ai, mă? Acolo, ăla... Când a căzut? Dan. Motorul ăla. Trebuie să te dau o poșete. Ce mă vezi, pa? Haideți să vă arăt lucrurile spectaculoase al lui Adi. Da, apare înghețat. Bă! De ce noroc ai avut! Ai văzut câte-o lipsit să-i dea în cap? Și am avut noroc, e pornită camera. Da, bun, pot ia să-i dat. Deci ce, tu ai dat destul? Hai să vedem dacă e... Exact ca mine. Bă, eu n-are rost să încerc, fii atent. Hai de mine, nu s-a lăsat. Da, bine, spune-ne cum te simți după lucrarea asta realizată, elegant. Foarte bine. Motoreta o transpirat. Nu. Am dat, m-a dus. Bravo, Lucian. Ești șeful la ăștia la alți locali. Da? Da, vezi, zice, are septis, rucsac mare. Vezi că intervenția în teren e scumpă. Aproximativ cam cât iese? O pană, să zicem. Mă, cât e la vulcanizare? Bă, da. 10 lei un șnur în teren 100. Mai vine cineva, dar nu-i de-a nostru. Cum să nu, mă? Unde e Flaviu? Hai, mă, Flaviu. Păcat că nu filmă nimeni treaba asta. Ai filmat-o? Da, mă. Da. Unde e Flaviu? Păi hai că facem pană până vine. Imediat nou, mă. Dacă aude... Beta, mă. Bă, de curul l-am mai văzut, am uitat că e cu noi. Nu Beta și deja ăștia cu Beta nu-s mai de-a lui, gata. Nu mai. Stai că ăștia n-au grijă de ei. Nu, mă. Ăștia uită. De când nu l-am mai văzut, am uitat că e cu noi. Da, mă. Mă, băieți. Păi, cam asta înseamnă să nu ai cuie, opa. Bine mi-a redat fără. Bă. Situația e destul de dificilă. Avem o cascadă. Bună ziua. Cum e traficul? Noroc cu septic, că și-o luat cizme noi. Ha? Noroc ai cizme noi, ha? Dar nu pot pe gheața. Nu are cuie mai el. Te trag sus? Da, și vede. Bă. Dane, oare ce faci acolo? No. KTM. Am vrut să mă opresc aici ca să vadă că se poate din orice situație. Cu KTM-ul.
Hai să îmi caut acea poziție mai bună. Așa. Hai să termin cu ele ca și Călin Popescu. Acum motorul oprit. Exemplu cum să nu faci când te dai cu cuie. Deci nu să nu faci așa. Hai că merge Flaviu. Că după ce ajungi aici o să poți merge mai bine tu. Pe piatră e foarte dezavantajos să ai cuie. A, tu nu poți porni de acolo. Bă, fă-i un pic de balans. Un pic de balans. Să nu-și mai cuveri lumea în vet, dacă ai o tracțiune în spate. Da, nu e bună, dacă mai... are tracțiune în spate. Nu-i bine iarna să ai tracțiune în spate. Bă, Flaviu! Asta ai tutorial de cum să dețin florezul din tine. E gheață complet, bă. E gheață, gheață. Bă! Păi m-a oprit că a fost Adi, mă, nu mă puteam duce. Prima e... oprit, dacă venea din momentul, mergea. Ideea e clară, nu-ți lua beta iar dacă ai tracțiune în spate și ai probleme. Stai că aici e piatră. Mă, dacă poți lua linia asta. Asta unde ești tu? Hai că spun și niște lemne, să fie mai ușor, să prindă grip pe ele. Bă, bravo, bă! Că va fi o zi plină de aventură. Lucian și-a pierdut scutul. Am luat de vreo 700 de lei și am decis să mergem să-l căutăm. Deja se face seară. Nu știu câte... 4, 5, 4 jumate. Și acum ne-am întors înapoi pe traseu. Să vedem dacă cumva îl găsim. Sperăm să-l găsim. Să-l vedem bucuros și pe Lucian. Riscând să rămânem noaptea în pădure, frați ca frați, i-am găsit scutul la clapa. Să vedem ce va spune când îl dau. Uite, mă, unde a fost. Fain, mă, fain. Da. Îți mai lipsește ceva, cred că l-ai aici în față. Dar nu contează, nu mai contează. Unde-l pune să nu mai pierzi. Cum s-o desfăcut? Opa, ești bine, mă? Da. Te-a lovit creanga? Bă, dar ăsta de unde s-o desfăcut? Ăsta intră la semicadru și aici în față trebuia să mai ai o chestie de metal care îl ținea, știi? Da, să-l căutăm. Păi dacă a căzut aici, scutul, fii sigur că ai de metal picat mai în spate. Oricum îți ochii pe ea. Dacă nu găsim o variantă și face Florin. Se poate, nu? Da. Deci unde era? Aici. Am bine, nu mă duc. La aia nu ne-am gândit, dar îl lăsăm acolo lângă... Nu, mă pun în spate, pe lângă gând. Mă, asigura scutul găsit? Bravo, Flaviu! Vezi că o să zgârie ochelarii dacă el așa. Dar nu, că dă în marginea asta, nu se zgârie. Adică îți dă în buză de la ochelari. Exact. Vrei să faci vânzări? Eu nu vând ochelari. Puse deja echipament de altceva. Ce bine pare că l-am găsit. Bă, omule, ai picat? Da. Ioi, te-ai lovit? În cap ai mers, așa ai? M-am dat peste cap. Ai de mine. Hai să scoatem afară. Da. Uite, Marius, aici pentru pont de dedicație. Dacă crezi că nu ne antrenăm pentru cursa ta, stai, o facem. Stai un pic, bă. Hai să dăm în spate, dacă nu. Hai. Ne împingem la maxim în spate, hai. Și... Hai, stai, stai, stai. Că aici dacă se rupe gheața unde stau eu, am plecat jos.
Oameni buni, concludem vlogul de azi. Am rămas doar 3.